Vizită inedită la secția Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt. Micuții de la grădinița numărul 14 Slatina au venit pentru a vedea clasele de muzică susținute de maestrii instrumentelor, profesori cu o pregătire desăvârșită în acest domeniu. Aici, la Centrul Județean de Cultură și Artă, puteți să găsiți foarte multe instrumente și cu siguranță veți găsi, dacă veniți, un instrument să vă placă. Vă așteptăm cu mult drag din toată inima. O să găsiți profesori foarte bine pregătiți, cu foarte multă dăruire, cu foarte multă răbdare și suntem aici, ai dumneavoastră, doar pentru copiii dumneavoastră. Noi îi așteptăm. Intenția noastră a fost să sprijinim copiii să cunoască de mici instrumentele, nu se știe fiecăruia ce îi place mai târziu. Noi suntem aici, îi așteptăm cu drag să încerce ce le place. Am hotărât pentru ultima săptămână înainte de vacanță o temă foarte interesantă, muzica, terapia sufletului și a minții. Copiii au văzut instrumentele, le-au ascultat și sunt sigură că s-au îndrăgostit și din toamnă vor veni 100% la Școala de Arte și Meșteșuguri. Cei mici au fost de-a dreptul încântați să descopere un tărâm plin de note muzicale și să ia contact cu multitudinea de instrumente ce se găsesc aici. Cu totul cuceriți de atmosferă, ei au mărturisit că sunt nerăbdători să se poată înscrie la una dintre clasele de muzică. Cui a plăcut pianul? Mie! Mă întrebare, cui au plăcut tobele? Vreți să veniți la noi la cursuri? Da! Care ți-a plăcut cel mai mult? Pian. Și ți-a plăcut aici? Ai de gând să mai vii? Da. La ce vrea să cânti? La pian. Mie îmi plac tobele. Ți-ar plăcea să cânti la tobe? Da. Toba. Toba. De ce ți-a plăcut toba? Că face gălăzie multă. Ok. Mai ai de gând să mai vii aici? Da. Și ți-ar plăcea să înveți să cânti la tobă, nu? Da. Chitaie. Ce ai mai văzut aici? Tobe. La ce ți-ar plăcea să cânti? A chitaie. Activitatea desfășurată sub titulatura Muzica, terapia sufletului și a minții a adus peste 40 de micuți la secția de arte și meșteșuguri.